În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați, Evanghelia de astăzi ne prezintă o întâlnire de taină pe care Domnul nostru Iisus Hristos a avut-o cu unul dintre fruntașii iudeilor, pe nume Nicodim. Sfântul Evanghelist Ioan îl amintește de trei ori pe acest Nicodim, îl amintește în capitolul al treilea, din care am citit Evanghelia, îl amintește după aceea în capitolul al șaptelea, ca fiind unul dintre cei care îi ia apărarea lui Iisus Hristos și îl mai amintește la finalul Evangheliei sale ca fiind unul dintre cei doi care s-au îngrijit de îngroparea Mântuitorului. El a adus aproximativ 100 de litre de mir, de smirnă și aloie, iar dreptul Iosif a pus la dispoziție mormântul în care urma să fie îngropat Mântuitorul. Acest Nicodim, spune Evanghelistul Ioan, era un fruntaș al iudeilor, adică era unul dintre cei 70 de membri ai Sinedriului. Sinedriul este, ca să facem o comparație, parlamentul poporului evreu. Deși era mai mult decât un parlament, pentru că puterile Sinedriului erau foarte mari. Și practic cei 70 de bărbați care alcătuiau Sinedriul erau cei mai puternici, cei mai influenți oameni ai timpului. Și din acest Sinedriu făceau parte Marele Arhiereu, făceau parte farisei, saduchei, cărturari, aristocrați. Deci era o paletă largă de persoane care făceau parte din acest Sinedriu, dar cert este că cei care erau acolo erau cei mai de seamă oameni ai poporului evreu. Iar Nicodim era unul dintre ei. Și se spune că într-o noapte a venit la Iisus Hristos să vorbească cu el. Iar Evanghelistul Ioan spune că Mântuitorul a vorbit cu el trei lucruri. A vorbit despre botez, a vorbit despre răstignirea sa, despre crucificare și a vorbit despre luminarea care vine de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Mântuitorul i-a spus lui Nicodim că dacă cineva nu se naște de sus, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Nicodim a rămas uimit, n-a înțeles ce vrea să spună Mântuitorul și Mântuitorul a repetat, dacă cineva nu se va naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Nici acum n-a înțeles Nicodim despre ce vorbește. Noi știm că Mântuitorul vorbea despre botez. Botezul este poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum fiecare dintre noi naștem fizic din mamele noastre, așa, din punct de vedere spiritual, prin botez ne naștem la o nouă viață prin lucrarea Sfântului Duh. Așa cum fiecare dintre noi părăsim lichidul amniotic al mamei noastre și venim la o nouă viață, așa la botez părăsim apa cristelniței și ne naștem la o nouă viață împreună cu Dumnezeu. Bineînțeles că lucrarea cristelniței și lucrarea aceasta de renaștere este o lucrare a Sfântului Duh, de aceea este numită și taină. Botezul este nu doar o slujbă obișnuită, este o taină, una dintre cele mai importante taine ale Bisericii. Prima taină a Bisericii, prin care noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi, Mântuitorul i-a vorbit lui Nicodim despre mântuirea pe care Dumnezeu o săvârșește prin Fiul Său trimis în lume, ca să își arate iubirea nemărginită față de lume prin răstignirea sa, un lucru paradoxal și greu de înțeles pentru noi, dar prin jertfa sa, prin sacrificiul său, Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit lucrarea de mântuire a lumii și de pe cruce ne îmbrățișează pe noi pe toți. Și Mântuitorul face o comparație. Așa cum în Vechiul Testament Moise a înălțat o cruce și pe cruce a pus un șarpe de aramă, și toți cei care priveau la acea cruce și la acel șarpe de aramă se vindecau de mușcăturile șerpilor veninoși, tot așa cei care vor privi cu credință la Hristos și vor crede în Cel trimis în lume de Dumnezeu, se vor mântui. Și al treilea lucru pe care i-l-a spus Mântuitorul a fost că El este lumină venită în lume să descopere voia lui Dumnezeu. Este lumina lui Dumnezeu. Și spune, toți cei care doresc să facă lucruri rele, fug de lumină, pentru că lumina le descoperă răutățile. Însă cei care iubesc adevărul și doresc adevărul, vor căuta lumina lui Dumnezeu.
Acestea sunt cele trei teme majore pe care le-a discutat Mântuitorul cu Nicodim. Bineînțeles că evanghelistul redă câteva dintre ideile principale. Poate că Mântuitorul a stat cu Nicodim o noapte întreagă de vorbă. Poate au stat câteva ore, nu știm cât au stat de vorbă. Dar nu despre ceea ce a vorbit Mântuitorul cu Nicodim vreau să vă vorbesc astăzi, ci despre altceva, despre semnificația venirii lui Nicodim la Mântuitorul noaptea. Pentru că Evanghelia spune și subliniază că Nicodim a venit la Mântuitorul noaptea. De ce a venit Nicodim noaptea la Mântuitorul? Este o consemnare importantă. În primul și în primul rând a venit la Mântuitorul noaptea pentru a nu fi sancționat de societate. Gândiți-vă că Iisus Hristos, după ce și-a început activitatea publică, a bulversat societatea. A bulversat ordinea religioasă a timpului și chiar ordinea socială. Pentru că El aducea cu El o învățătură nouă, o învățătură plină de putere și însoțită de minuni nemai întâlnite, care a dus foarte multă frământare în societate. Din punct de vedere religios, temeliile Vechiului Testament se clătinau. Și preoții evrei, cărturarii, farisei înțelegeau acest lucru și de aceea, încă de la început, nu l-au privit cu ochi bun. Din contră, l-au privit cu foarte multă invidie și cu dorință de răzbunare. Apoi, se spune că nu doar că îl priveau cu invidie, ci chiar căutau să-l prindă. La început au căutat să-l prindă în cuvânt, adică trimiteau anumite iscoade, anumite persoane care să-i pună întrebări încuietoare. Întrebări cu ajutorul cărora să smulgă de la Mântuitorul anumite răspunsuri care să devină acuzatoare la adresa lui. Însă de fiecare dată citim în Evanghelie că Mântuitorul, cu înțelepciunea lui dumnezească, le răspundea într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, încât rămâneau uimiți de învățătura lui și nu puteau să-l prindă în cuvânt cu nimic. Și se întorceau iscoadele, se întorceau spionii, se întorceau cei care, ispititorii, se întorceau la cei care i-au trimis și spuneau acest lucru, că n-am auzit pe nimeni vreodată vorbind cum a vorbit acest om. Încât conducătorii religioși ai timpului erau foarte supărați, erau foarte contrariați. Apoi, în a doua parte a activității Mântuitorului, chiar au încercat să-l prindă fizic, de mai multe ori. Se spune în Evanghelie că au încercat să-l prindă fizic, să-l aresteze. Dar acest lucru n-a fost posibil decât atunci când Dumnezeu a îngăduit, când a sosit ceasul. Cum a zis Mântuitorul, a sosit ceasul meu. Deci până când Mântuitorul n-a îngăduit prin lucrarea lui Dumnezeu să se apropie ceasul, n-au reușit nimeni să-l prindă. Nicodim, așa cum v-am spus la început, făcea parte din Sinedriu. Sinedriul nu-l iubea pe Iisus Hristos. Doar 2 din 70 erau cumva preocupați de Iisus Hristos și cumva erau atenți la învățătura lui. Nicodim și Iosif din Arimatea. Ei nu l-au judecat înainte să-l înțeleagă. Nu l-au judecat și nu l-au condamnat înainte să se străduiască să-l înțeleagă. De aceea Nicodim a venit noaptea la Iisus Hristos să-l vadă în carne și oase, să vorbească cu el și să înțeleagă cine este, ce vrea, ce învață. Și dacă într-adevăr este un răufăcător. Și s-a convins Nicodim că nu este așa, că într-adevăr Iisus Hristos este trimisul lui Dumnezeu. Iosif din Arimatea la fel. Însă știm că întotdeauna presiunea societății este mare. Fiecare dintre noi facem parte din anumite cercuri de prieteni, de colegi. Și societatea este într-un fel sau altul. Și întotdeauna simțim această presiune a societății. Mai ales atunci când părerea noastră nu coincide cu părerea societății. Și gândiți-vă că Nicodim și Iosif din Arimatea, chiar dacă în inima lor îl admirau pe Iisus Hristos, nu se puteau exprima. Pentru că colegii lor din Sinedriu i-ar fi condamnat, poate chiar i-ar fi exclus. Și atunci îl admirau în taină pe Iisus Hristos. La un moment dat Nicodim și-a făcut curaj să-L apere pe Iisus Hristos. Și se spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, că la un moment dat, după un episod în care au fost trimise iscoade să-L ispitească pe Mântuitorul și cei care au primit vestea că nu poate fi prins cu nimic Mântuitorul, s-au supărat cei care
i-au trimis și Nicodim a încercat să ia apărarea Mântuitorului. Văzând că ei îl condamnă înainte de a-l fi văzut, înainte de a-l fi auzit, înainte de a-l fi înțeles. Și el spune, nu cumva legea noastră judecă pe om dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Și atunci au sărit pe el sinedriștii și l-au batjocorit și au zis, tu nu știi că din Galileea nu s-a ridicat niciodată niciun proroc? Nu cumva ai ieșit tu din Galileea? Iudeii pur sânge, iudeii din sud, iudeii sunt locuitorii din sudul Țării Sfinte. Ei erau cei mai evoluați, să zicem, din punct de vedere cultural, religios, material, și ei se considerau elita Țării Sfinte și chiar erau elita Țării Sfinte. Problema lor era că îi disprețuia pe ceilalți, pe galileieni, care erau evrei din nordul Țării Sfinte, departe de Ierusalim, departe de templu, departe de centrul cultural și religios al vremii, și îi disprețuiau de-a dreptul pe samarineni, cei care locuiau în partea centrală a Țării Sfinte, pentru faptul că samarinenii erau și amestecați din punct de vedere etnic cu cei de alte neamuri și din punct de vedere religios, credința lor era contaminată, nu mai era credința curată a iudeilor. Și atunci vedem cum sinedriștii îl batjocoresc pe Nicodim, deși nu era galilean, că era sudist și el era iudeu, și zic, nu cumva ai ieșit tu galilean? Îl batjocoresc. Și Nicodim atunci, bineînțeles, că a tăcut, n-a mai spus nimic. Și de aici a înțeles răutatea colegilor lui. Și de aceea acesta este primul și cel mai important motiv pentru care Nicodim a venit noaptea la Iisus Hristos. Ce aș vrea să reținem de aici? Nu putem să facem abstracție de presiunea societății și a mediului în care trăim, mai ales când mediul este străin de Dumnezeu. Însă, ce vreau să învățăm, prima învățătură din Evanghelia de astăzi și din întâlnirea lui Nicodim din această noapte cu Mântuitorul, că oricât de mare ar fi presiunea societății, oricât de înalt ar fi poziția noastră și am fi în conflict cu convingerile noastre, să găsim căile potrivite ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Să nu îl dăm pe Dumnezeu de dragul societății, să nu îl vindem pe Dumnezeu, să nu renunțăm la Dumnezeu doar pentru că societatea nu îl vrea. Că aici este capcana. Sunt unii care activează în cercuri anticreștine sau necreștine și ca nu cumva să-și piardă prietenia cu colegii lor sau cu vecinii lor, se leapădă de Hristos. Adică nu mai merg deloc la biserică, nu mai trăiesc deloc credința creștină, numai ca să le facă pe plac celorlalți. Așa fac copiii la școală, poate așa fac tinerii în studenție, așa fac adulții la locul de muncă și așa mai departe. Unii chiar în familie. Când unul dintre soți nu este credincios, cel credincios, de multe ori, de dragul celui necredincios, renunță la credința lui ca nu cumva să-l supere. Însă, lecția lui Nicodim este aceasta. Oricât de înaltă ar fi poziția ta, oricât de mare ar fi presiunea celor din jur, tu să nu te lepezi de Dumnezeu. Găsești o cale potrivită ca să-L cauți pe Dumnezeu, dincolo de prejudecățile societății. Pentru că vedem că Mântuitorul a fost judecat, condamnat, doar pe baza unor prejudecăți. Cei care L-au condamnat, de fapt, nu L-au văzut niciodată. Gândiți-vă că sinedriștii, în afară de Iosif și din Arimatea și în afară de Nicodim, nu L-au întâlnit niciodată până în noaptea judecății. Iar când L-au judecat, deja sentința era dată, înainte de a fi pronunțată. Ei știau ce au de făcut. Adică dinainte au gândit că îl vor condamna, doar au înscenat un proces, o mascaradă de proces și au căutat nod în papură și au adus martori mincinoși și au întins capcane ca să-l prindă, dar sentința deja era în mintea lor, deja era scrisă. Așa se întâmplă și cu societatea. De multe ori societatea ne judecă fără să ne cunoască cu adevărat. Și noi judecăm pe alții fără să-i cunoaștem. De câte ori noi înjurăm pe alții, nu-i judecăm, nu-i condamnăm, fără de fapt să știm cine sunt. Îi cunoaștem doar pe baza unor povești, despre care nu știm dacă sunt adevărate sau nu. Și foarte puțin dintre noi, probabil în procentul din Sinedriu, ne facem timp să căutăm adevărul și mai cu seamă să-L căutăm pe Dumnezeu. Poate 2 din 70. Ce mic e procentul. Aproape 1%. Vă dați seama ce dramatic.
Și probabil așa se întâmplă și în societate, dar noi să nu ne descurajăm chiar dacă suntem cei 1% din societate. Chiar dacă la un moment dat poate vom ajunge să fim 1%, nu 80% că suntem acum. Indiferent de cât e procentul celor care cred sau nu în Dumnezeu, noi să fim precum Nicodim, să ne rezervăm timp să mergem la surse, la izvoare și să-L căutăm pe Dumnezeu sincer, că îl vom găsi. Apoi, al doilea motiv pentru care Nicodim a mers noaptea la Mântuitorul este acela că noaptea este un timp potrivit pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. E adevărat că noaptea este un timp al extremelor. Pe de o parte, este un timp potrivit pentru a face răutăți, cele mai mari răutăți, să furi, să minți, să ucizi, să faci desfrânări și așa mai departe. De aceea oamenii preferă noaptea pentru a face astfel de lucruri, ca să nu fie văzuți, să nu fie identificați. Dar în același timp, la extrema opusă, noaptea este și timpul potrivit pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a te apropia de Dumnezeu. De ce? Seara ne izolăm de societate, ne retragem la casele noastre, lăsăm lumea, lăsăm nebuniile lumii, lăsăm ideile lumii, ne retragem în familia noastră, rămânem doar noi cu cei apropiați. Și la un moment dat, chiar și cei apropiați se îndepărtează de noi. Fiecare merge în camera lui, se culcă, fiecare se retrage în intimitatea lui. Și rămâi tu singur cu tine însuți. Și acum este momentul cheie în care poți să te apropii de Dumnezeu. Pentru că, aflându-te în repaus fizic, izolat de societate, poți să lași toată grija cea lumească, cum spune cântarea de la Sfânta Liturghie, la o parte, și să te apropii de Dumnezeu. În două feluri, prin meditații și prin rugăciune. Cum zice psalmistul? Foarte frumos zice psalmistul. Noaptea, în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu. Se frământa Duhul meu. Adică meditam la tine. Meditam la credința pe care trebuie să o am. Meditam la învățătura pe care tu mi-o dai. Deci noaptea mă gândeam la tine și se frământa Duhul meu. Ce înseamnă a te frământa? Înseamnă a medita. Că zice, m-am frământat. Adică m-am tot gândit la niște lucruri. Deci psalmistul zice, noaptea m-am frământat cu gândul la tine. Deci când te gândești la Dumnezeu, nu e un gând simplu. E o frământare, te frămânți. Știți cum frământă gospodinele aluatul? Amesteci gândurile, ideile, le bagi într-un malaxor și alegi ce e bun. Și apoi dospește frământătura. Și apoi meditația e foarte bine când este combinată cu rugăciunea. Vrând nevrând, atunci când meditezi cu adevărat la cuvântul lui Dumnezeu, se naște din meditație rugăciunea. Și tot psalmistul zice, Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Iar în alt psalm zice, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Cum poate creștinul să mediteze seara și noaptea, în special seara? Deci după ce te retragi din lume și rămâi tu cu tine însuți, cel mai simplu este să deschizi Sfânta Scriptură. Când deschizi Sfânta Scriptură, îl întâlnești pe Dumnezeu, pentru că întâlnești cuvântul Lui și citești câteva versete. Nu le citești ca pe niște cuvinte din ziar, ca pe niște cuvinte banale. Le citești ca pe cuvintele care vin chiar din gura lui Dumnezeu. Și fiecare cuvânt pe care îl citești, îl frămânți. De aceea, Evanghelia nu poți să o citești la viteză. Deși dacă iei ca lungime o Evanghelie, este cât un ziar, cât un ziar obișnuit. N-are mai multe cuvinte, poate chiar mai scurtă decât un ziar obișnuit. Dar nu poți să citești Evanghelia așa cum citești un ziar obișnuit. Nu poți, pentru că fiecare cuvânt trebuie frământat. La fiecare cuvânt trebuie să meditezi. Din fiecare cuvânt poți să extragi o învățătură. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, este o fântână nesecată de înțelepciune. Și atunci citești câteva versete și meditezi la ele. Monahii egipteni aveau acest obicei în fiecare zi să mediteze la câte un verset din Biblie și îl rosteau de foarte multe ori în acea zi și meditau rostindu-l. Îl rosteau cu voce tare. În Antichitate se citea cu voce tare, nu se citea în gând, cum citim noi. Aceasta este o achiziție modernă a noastră. Și în Evul Mediu, până târziu în Evul Mediu, oamenii citeau cu voce tare. Abia acum, de câteva sute de ani, am învățat să citim în gând. Este și un câștig și o pierdere. Când citești cu voce tare și te auzi tu pe tine, cuvintele pe care le rostești se imprimă mult mai bine în mintea ta.
De aceea cei care învață cu voce tare, învață mai repede și mai ușor. E o metodă pe care noi cei de astăzi am cam pierdut-o. Dar monahii egipteni în special aveau acest obicei și această metodă de a medita la cuvântul lui Dumnezeu rostind un verset de mai multe ori într-o zi. Deci și noi nu trebuie să citim foarte multe cuvinte, citim un capitol din Sfânta Scriptură seara și medităm. Tu când citești acel cuvânt și meditezi, te umpli de Duhul lui Dumnezeu. Încercați, cei care citiți Biblia veți vedea. Vă umpleți de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna te umpli de Duhul celui care a scris cartea. Și când citești o carte, nu citești doar un cuvânt, te umpli de Duhul autorului, a scriitorului. Te umpli de zelul lui, de elanul lui, de gândurile lui, de viața lui. De aceea este important ce citești și este important cine a scris. Că nu poți să rupi opera de autor fără ca să pierzi ceva. Poți să faci acest lucru, dar se pierde ceva. La Dumnezeu niciodată nu putem să rupem cuvântul lui de ființa lui, de viața lui. Ele întotdeauna merg mână în mână. Și când citești cuvântul lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu te pătrunde, intră în sufletul tău așa delicat, frumos, și sufletul tău se umple de dorința de a te ruga. Și vrând, nevrând, fără să-ți dai seama, simți o dorință de a te ruga. Și imediat după meditație, după lectura Sfintei Scripturi, te pui în genunchi și te rogi. Și alternezi rugăciunea cu meditația. Așa făceau monahii egipteni. Alternau meditația cu rugăciunea. Și atunci, într-adevăr, seara devine momentul cunoașterii lui Dumnezeu. Așa a făcut și Nicodim. El, în mod direct, nemijlocit, și-a umplut sufletul de cuvântul lui Dumnezeu, rostit chiar din gura lui Iisus Hristos. Și a plecat de acolo bucuros. Nu scrie Evanghelia cum a plecat, dar a plecat convertit. A plecat schimbat, asta înseamnă convertit. N-a mai fost același. El nu l-a mai judecat pe Hristos, doar l-a apărat pe Hristos cât a putut și l-a ajutat cât a putut. Chiar la final a adus acele 100 de litre, aproximativ 30 de litri. Litra și litru nu e același lucru, sunt paronime, adică cuvinte asemănătoare, dar nu sunt aceeași unitate de măsură. Deci aproximativ 30 de litri de mirodenii, de smirnă și aloie de mare preț. Deci a cheltuit mult bani ca să cumpere acele miresme cu care a fost uns trupul lui Iisus. A făcut câteva gesturi pentru care Nicodim a rămas în istoria bisericii ca un binecredincios, așa cum a rămas și Iosif din Arimatea. Vă spuneam că monahii egipteni, în mod deosebit, au fructificat timpul nopții, mai mult decât noi. Noi poate nu reușim să stăm toată noaptea, că muncim peste zi, dar timpul de seară putem să-l fructificăm. Și monahii asta făceau. Ei se odihneau puțin seara, după care petreceau toată noaptea în rugăciune până spre dimineață. Spre dimineață se mai odihneau o oră, două, și din nou continuau cu muncă. Monahii egipteni nu dormeau mai mult de 2, 3, 4 ore pe noapte, pe zi. De obicei 2 ore spre seară, 2 ore spre dimineață. Erau unii mai performanți care nu dormeau decât spre dimineață 2, 3 ore. Exista și o categorie de monahi neadormiți, numiți achimiți, care nu dormeau niciodată. Ședeau pe scaun și cumva moțăiau, dar niciodată nu dormeau întinși pe pat sau într-o totală inconștiență, cum dormim noi de obicei. Deci au ajuns la o performanță mare. S-a păstrat acest obicei la mănăstiri, unde se face priveghere de noapte, în special în ziua dinaintea sau noaptea dinaintea marilor sărbători. Priveghere este un cumul de slujbe bisericești. Vecernie, pavecerniță, mezonoptică, utrenie, ceasuri, toate adunate la un loc, alcătuiesc o slujbă mare care se întinde pe parcursul la mai multor ore, 5-6 ore. La mănăstirile mari sau la Muntele Athos, programul liturgic este nocturn. Și noaptea, într-adevăr, petrecându-ți noaptea în rugăciune, te bucuri și de darul lui Dumnezeu și de descoperirile Lui. Și o să vă dau un exemplu din viețile Sfinților, chiar din viața unui Sfânt prăznuit astăzi. Astăzi sunt prăznuiți doi Sfinți, Sfânta Teodora din Alexandria și Sfântul Eufrosim Bucătarul, ocrotitorul bucătarilor, a gospodinelor. Acest Eufrosim Bucătarul a fost om simplu, n-a fost preot, n-a fost demnitar, n-a fost un om cu funcție. A fost un om simplu, banal, am zice noi.
care s-a retras la o mănăstire și a activat la bucătăria mănăstirii. Și el a avut un singur gând, să-i slujească pe oameni așa cum l-ar sluji pe Dumnezeu. Să aștearnă masă oamenilor așa cum i-ar așterne lui Iisus Hristos. Așa cum Marta și Maria îi așterneau masă Mântuitorului atunci când el găzduia în casa lor. Gândiți-vă cu câtă dragoste îl primea Maria și Marta pe Mântuitorul când venea în casa lor. Făceau tot efortul ca să-l primească, să reușească să-l aducă pe Iisus Hristos în casa lor și apoi să-l primească cum se cuvine. Acesta a fost gândul lui Eufrosim Bucătarul. Să servească pe monahii de acolo, să muncească pentru ei, să le asigure hrana, așa cum s-ar lupta pentru Hristos. Știind și având în minte acel cuvânt, fericiți sunt cei ce prânzesc în împărăția lui Dumnezeu. Știind că cei ce se luptă să-i ajute pe cei din jur să prânzească, vor primi și prânz în împărăția lui Dumnezeu. Și prin smerenia lui desăvârșită, prin viața lui de rugăciune și de răbdare, a ajuns mare înaintea lui Dumnezeu. Preotul mănăstirii, se spune în viața lui, se ruga lui Dumnezeu de multă vreme ca Dumnezeu să-i descopere cum e rai. Cât de bine e rai, care-s bunătățile raiului. Și se spune că într-o seară, acel preot, într-o noapte de fapt, a avut o vedenie. În somn sau aevea, el a crezut că e în somn. Și la un moment dat a văzut un loc foarte frumos. Și a simțit foarte multă fericire, foarte mult bine. Și acolo l-a văzut pe Eufrosim Bucătarul. Și a zis, frate Eufrosim, ce este aici? Oare cumva este raiul? Că văd că e atâta bucurie și atâta fericire. Și a zis, da, este raiul. Și i-a zis, frate Eufrosim, tu ai vreun rol aici în rai? Ai o anumită putere în rai? Și a zis, da, după, din mila lui Dumnezeu pot să mai fac și eu câte ceva. Și a zis, dacă ai o anumită putere, a zis, poți să-mi dai ceva din rai ca să am și eu la mine, să simt și eu bucuria asta tot timpul? Și a zis, ce vrei să-ți dau de aici? Uită-te, alegeți. Și a văzut un măr, se spune. Și a luat și a zis, vreau din măr să-mi dai niște mere. Și i-a dat Eufrosim 3 mere din măr. I le-a pus în brațe, după care se spune că s-a auzit toaca mănăstirii, clopotele mănăstirii au început să bată și s-a trezit. S-a trezit preotul și a gândit că este vis, așa cum am gândit fiecare dintre noi. Doar că a fost un vis vedenie. Și imediat, cu foarte multă bucurie, s-a ridicat, dar a văzut că în brațe, în poale, are 3 mere. Cu o mireasmă deosebită. Le-a așezat pe pat și a fugit repede la biserică și l-a găsit pe Eufrosim la strană rugându-se. Și a zis, te jur înaintea lui Dumnezeu, adică jur acum că îmi spui adevărul. Unde ai fost azi noapte? Și Eufrosim a zis, unde ai fost și tu? Și a zis, și ce ai făcut acolo? Și a zis, ce mi-ai cerut tu? Și ce mi-ai dat? Și a zis, am dat 3 mere care sunt la tine pe pat. Și Eufrosim a plecat din biserică, preotul a rămas în biserică să facă slujba. După slujbă, preotul a povestit tuturor ce s-a întâmplat, a povestit vedenia lui și l-au căutat pe Eufrosim. S-au dus toți să-l caute, să-l admire, să-l vadă, să vadă și ei cum e un sfânt, deși îl întâlneau zilnic și n-au știut că e sfânt. Dar Eufrosim a plecat de la mănăstire și nu l-au mai întâlnit niciodată. Pentru că așa fac sfinții adevărați, atunci când li se descopere măreția, ei se fac nevăzuți, ca să nu fie lăudați de oameni, să nu se mândrească. Și s-a făcut nevăzut și nu știe nimeni unde și-a mai sfârșit viața. Monahii au rămas cu cele 3 mere pe care le-au împărțit între ei și s-au bucurat de multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, știind că cele 3 mere sunt merele binecuvântării lui Dumnezeu. Deci, iată, v-am dat acest exemplu chiar din viața Sfântului de astăzi, ca să vedeți că noaptea poate să fie un timp potrivit pentru meditație, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Din nefericire, din multa noastră nefericire, noi seara, când ne rupem de societate în mod fizic, ne umplem de societate mai mult decât facem în mod fizic peste zi, virtual. Pentru că seara ne aducem toată lumea, nu numai cu frumusețile ei, ci și cu urățenile ei în casă și chiar în dormitor și în bucătărie.
Mai nou, unii chiar și în baie visează să-și pună televizor. Pentru că prin intermediul televizorului sau a calculatorului aducem lumea din afară în familia noastră. Aducem toate răutățile. Seara ne uităm la știri și vedem toate nebuniile. După aceea ne uităm la filme. Mulți dintre noi adorm cu televizorul mergând toată noaptea. Mulți mi-au spus, părinte, eu nu pot să dorm dacă n-au televizorul. Să știți că e o mare ispită și un mare rău. Pentru că creierul nu doarme, doar partea conștientă se odihnește. Dar o parte a creierului procesează toate informațiile și tot stimulii pe care îi primesc. Și când primești stimul în timp ce dormi, tu nu te odihnești de fapt cu adevărat. Dacă există zgomot, dacă există lumină prea mare. Creierul tău procesează informațiile. El nu doarme. Instinctiv face acest lucru. Și atunci te obosești mai tare. De aceea ne trezim tulburați, obosiți și nu știm de ce. Pentru că nu ne odihnim cum trebuie și nu ne odihnim în odihna lui Dumnezeu. Recomandare simplă și cu asta îmi închei cuvântarea. Seara, când ajungeți acasă, dezobișnuiți-vă să vă uitați la televizor. Lăsați televizor. Încerc toți să lăsăm televizorul, calculatorul, să ne rezervăm o oră, două, cu familia și apoi după aceea, din timpul care ne-a mai rămas, cu noi înșine și cu Dumnezeu, citind câteva versete din Biblie și spunând câteva rugăciuni. Și o să vedeți că viața se va schimba. O să vedeți că viața fiecărui dintre noi se va schimba. Vom fi mai buni, vom fi mai fericiți, vom fi mai mulțumiți, vom fi mai curați. Pentru că adeseori viața noastră se transformă într-un tomberon în care se adună toate mizeriile lumii. Putem să devenim îngeri, putem să devenim tomberoane, putem să devenim diavoli. Depinde de noi. Să rânduiască Bunul Dumnezeu să ne deschidem sufletele spre Cuvântul lui Dumnezeu și să devenim într-adevăr ca niște îngeri în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.